Momente încărcate de emoții în rândul polițiștilor de frontieră mehedințeni, care astăzi au marcat printr-o serie de evenimente Ziua Poliției de Frontieră Române. Din partea autorităților locale au fost prezenți viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Mură, și șefii structurilor MEAI din județ. 24 iulie are o semnificație deosebită pentru cei care se află la frontierele țării. Această dată marchează anual Ziua Poliției de Frontieră Române, care astăzi a fost celebrată și în județul Mehedinți, printr-o serie de activități. De asemenea, polițiștii mehedințeni au sărbătorit și 28 de ani de la înființarea Școlii de Perfecționare a personalului Poliției de Frontieră Drobeta. Stimați invitați, dragi colegi, vă urez bine ați venit astăzi, 22 iulie 2022, la Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, unde vom sărbători Ziua Poliției de Frontieră Române, dar marcăm și existența a 28 de ani a Școlii Drobeta. Am organizat aceste evenimente întrucât Ziua Școlii este pe 1 aprilie, dar datorită restricțiilor am considerat că acum ne putem aduna aici și să marcăm cele două evenimente. Seria evenimentelor acestei zile speciale a debutat cu o ceremonie festivă unde a fost intonat imnul de stat. Festivitatea a continuat de asemenea cu un ceremonial religios. Bine și toate nebunești, Visierul Bunătăților și Dătătorile de Viață, vinul și te slășurește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinarea și încăiește bunurile sufletele noastre. Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Cristian Mură, a ținut să felicite Poliția de Frontieră Mehedinți pentru activitatea depusă și pentru profesionalismul de care dau dovadă în fiecare zi. Bucur să fiu aici în mijlocul dumneavoastră și vă transmit salutul și domnului primar, care a fost rețin cu alte ședințe și nu a putut să ajungă. Vă urez mult succes în activitatea noastră complexă, pretorită evenimentelor internaționale din jurul țării noastre și vă urez la mulți ani. De asemenea, cu un mesaj de felicitare pentru polițiștii de frontieră și un semn de recunoștință pentru profesionalism și rezultate frumoase în serviciu, prilejul acestei sărbători profesionale au fost înmânate medalii și diplome angajaților Poliției de Frontieră. Din partea colegilor, pentru întreaga activitate desfășurată, doamna lucrează în această instituție de la înființare. Și nu e o păcăleală, de la 1 aprilie 1994. Felicitări, să fiți sănătoasă în partea colegilor și numai bine. Vocația de a fi polițist de frontieră, de a fi dedicat și de a lucra în echipă cu cinste, onoare, corectitudine și patriotism au contribuit la evoluția multidimensională a instituției, la consolidarea efortului de pregătire și la adaptarea constantă pentru a răspunde provocărilor și amenințărilor la adresa securității frontierei de stat.